De pe strada care leagă Valea Fânațelor de singurul drum spre oraș, se zărește casa în care își duc traiul de mai bine de 40 de ani cei doi bătrâni. De când bătrânul nu mai aude și nici nu mai vede, iar femeia s-a căzut și ea la pat, totul pare pustiu în curtea casei. Singura ființă care mai întoarce privirile trecătorilor este credinciosul lor câine, care abia se mai vede printre buruienile care au pus stăpânire pe gospodărie. Dacă apuci însă să intri în casă, tristețea te copleșește instantaneu. Prima imagine cutremurătoare este cea a bătrânilor întinși fără vlagă în pat. Cine are grijă de dumneavoastră acum? Amu n-are nimic grijă de noi, că suntem sclavi. Dacă n-am fometare, au avut până ne-am dat tăticele. Singurul venit al celor doi este un ajutor social de 250 de lei, bani pe care îi cheltuie pe medicamente, astfel că nu mai au de unde să plătească pe cineva pentru a avea grijă de ei. Pe mine mă doare face, nu pot mânca, dacă mâncoace, mă doare mai rău și burta. Și pe aici n-am mâncat nimic astăzi. Nu i-a pus acolo nimeni hrană rea ce se mânce, dar se culcă, nu mâncă. Unul dintre nepoții bătrânilor care trăiește printre străini s-a întors zilele acestea acasă și a rămas șocat de starea lor. Bărbatul a găsit printre lucrurile bunicilor un contract conform căruia aceștia sunt în grija unei persoane din familie. Efectiv a fost, nu știu, o escrocherie, că nu pot să o calific în alt fel, pe baza contractului respectiv, care ei de fapt se obligă să îngrijească oamenii, da, și n-au, vedeți că n-au nici măcar cel mai mic interes. Cel mai apropiat magazin alimentar, dar și cea mai apropiată farmacie, se află la 5 km distanță, astfel că din când în când doar vecinilor li se mai face milă de ei și le cumpără cele trebuincioase. Păi trimite după pirule, eu mai beau câte o pirulă. Și cine merge după pirulă? Vecina asta ne aduce, ea este ne aduce. În urmă cu câteva zile, bătrâna a încercat să iasă afară să mai vadă lumina zilei, însă nu s-a mai putut ține pe picioare și a căzut în curtea casei. A mai avut putere doar pentru a striga după ajutor. A fost căzută jos. Eu n-am fost acasă din auzite de la vecini. Și s-au dus vecinii și au ridicat-o și au dus-o în casă. Oamenii spun că femeia care ar fi trebuit să aibă grijă de cei doi vine tot mai rar. Cam rar, nu știu de ce vin așa rar acum, că veneau de 2-3 ori pe săptămână, dar acum mai rar. Nepotul venit din străinătate a alertat autoritățile. Cei de la primărie promit că se vor implica în găsirea unei soluții care să aducă o lumină în viața bătrânilor. În zilele următoare, cei de la Direcția de Asistență Socială și Medicală vor face o nouă anchetă la această familie pentru a vedea care este situația și cum trăiesc dânsii, iar în prezent se lucrează la recrutarea personalului pentru Serviciul de Îngrijire a Vârstnicilor la domiciliu. Și sperăm ca în curând, în toamna acestui an, să îi avem în evidență și să îi monitorizăm. Reprezentanții primăriei spun că nu pot face nimic în ceea ce privește rezilierea contractului încheiat de bătrâni cu nepoata lor, acest lucru fiind de natură juridică. Vor putea însă să ia legătura cu diverse ONG-uri pentru a găsi și alte persoane care să îi îngrijească pe cei doi bătrâni. Până atunci însă, cea mai mare frică a soților Bodea este venirea iernii. Am o zi iarna pe unde s-a... Până în tăță am făcut foc, dar am unul poș, că am unul sclavă. Ce să fac?